firmă privată de pază. Gara de Nord, lângă sala de așteptare de clasa 1. Scrie clar că nu e voie de fumat. Dar madama fumează. Și fumul văd că vine fix spre ușă și intră în sala de așteptare. Să încerci să vorbești cu ei, te trezești amenințat, înjurat, cum am mai pățit. Văd la miezul nopții nu mai contează nici o lege. Mintea copilului. Vreți să vă arăt un desen interesant? Un desen interesant aici. Ce scrie aici? Știu, dar nu e colegul ca să mă schimbe. Păi, dacă nu e colegul, trebuie să fumați în locuri interzise. Știu. Păi, de poliție vă amendează.
Știu, dar spun când nu e colegul... Fumez de nervi. Și fumul, și fumul ce îți duce tot în sală acolo. Păi trebuie să mai ținem și noi ușa deschisă. Dar și să nu fumați. Păi eu stau acolo. Dar nu-i voi acolo, e voi numai peron și afară. Știu, dar eu nu pot să plec de aici. Vă lăsați de fumat cu ocazia asta. Aaaa. Păi cum să mă lăsați? Îngrânați utilul cu plăcutul. Bă, mă, ce fac? Pe urmă, economisesc niște bani, de fapt, niște sănătate. A, și la cât fumez eu, cât? La miezul nopții și atât. O, sincer, ăla e talentul. Ok.